Care este cuvântul care lipsește din această frază pentru a spune în engleză Jill a suferit o contuzie ușoară în accident, iar doctorul ei a spus că o va durea capul câteva zile? A. Conciliation, a mild conciliation. B. Contortion, a mild contortion. C. Contraption, a mild contraption. Or D. Concussion, a mild concussion. Înainte de a vedea și a asculta varianta corectă, încercați să răspundeți singuri, oprind puțin videoclipul și scriind răspunsul pe care îl considerați corect în comentarii. Varianta corectă este D. Concussion, care înseamnă contuzie sau lovitură la cap. Cu cui? Deci, Jill sustained a mild concussion in the accident and her doctor said that her head would hurt for a few days. Iată și sensurile celorlaltor cuvinte din acest exercițiu. Conciliation înseamnă conciliere, împăcare. De exemplu, toate tentativele de conciliere au eșuat și disputa a continuat. All attempts at conciliation failed and the dispute continued. Contortion înseamnă contorsiune sau răsucire. De exemplu, această aplicație îți permite să creezi contorsiuni ciudate ale feței tale. This app allows you to create weird contortions of your face. Și în fine, contraption înseamnă mașinărie, de obicei folosită cu sens peiorativ. O mașinărie care arată ciudat și care de obicei nu merge. Se mai poate traduce și cu drăcie. De exemplu, unde e mașinăria aia care scoate sâmburii de măslină? Where's that contraption that removes olive pits?